Pentru începerea celei de-a treia etape, medicul Valeriu Gheorghiță, președintele Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea, vede începutul lunii aprilie ca termen realist. În ceea ce privește etapa a treia de vaccinare, estimăm că în luna aprilie, începutul lunii aprilie este un termen realist pe care îl putem lua în calcul, însă trebuie să înțelegem, practic folosim acest termen de estimare întrucât momentul de început al vaccinării pentru această categorie practic este influențat de ritmul de livrare al dozelor de vaccin și nu de capacitatea de vaccinare. Pot să vă asigur că în momentul de față pentru etapa 1 sunt prevăzute 376 de centre de vaccinare pentru lucrătorii din sistemul medical și social. După cum deja am menționat, 251 astăzi, în 251 de centre se vaccinează. Cel puțin 100 din aceste centre vor rămâne active și pentru etapa a doua, întrucât foarte multe persoane cu boli cronice se află în îngrijirea unităților medicale respective. Gheorghiță a precizat că din etapa a doua vor fi circa 1000 de centre de vaccinare, cu o capacitate de 150.000 de persoane pe zi, însă nu vor putea fi făcute atâtea vaccinuri pentru că nu vor fi disponibile suficiente doze. Pe lângă aceste circa 100 de centre care sunt deja funcționale și care au deja și vor avea experiență suficientă încât să continue activitatea de vaccinare, sunt prevăzute circa 930 de alte centre de vaccinare în afara unităților medicale. Cu alte cuvinte, pentru etapa a doua și ulterior etapa a treia, vorbim de aproximativ 1000 de centre de vaccinare cu o capacitate medie zilnică de vaccinare de circa 150 de persoane pe zi. Ori acest lucru înseamnă, din punct de vedere, dar repet, din punct de vedere al capacității noastre de vaccinare, de circa 150.000 de persoane în fiecare zi. Evident că acest lucru trebuie să fie concordant cu ritmul de livrare a dozelor de vaccin. Practic, este aproape imposibil să vaccinăm 150.000 de persoane pe zi, nu că nu am putea, ci pentru că nu vom avea aceste vaccinuri disponibile în acea unitate de timp. Din acest punct de vedere, ceea ce se încearcă la momentul actual este o accelerare a calendarului de livrare a dozelor de vaccin prin negocieri la nivelul Comisiei Europene. Referitor la modalitatea de programare, Valeriu Gheorghiță a precizat că Platforma Națională este în acest moment disponibilă pentru lucrătorii din sistemul medical și social, prin intermediul angajatorului persoană juridică. De asemenea, a adăugat el pentru persoanele sau unitățile medicale, cabinetele medicale individuale, care nu au semnătură electronică, programarea se poate face prin intermediul serviciului de call center, care este disponibil și funcțional în toate județele și este asigurat cu personal din rețeaua MAPN și respectiv din STS, cel puțin pentru prima etapă.